Bursele europene scad astăzi, după ce o serie de date economice au întărit convingerea investitorilor că Rezerva Federală Americană ar putea continua creșterea agresivă a dobânzilor. Astfel, bursa de la Londra înregistrează un declin de 0,4%, iar cele din Frankfurt și Paris pierd 0,4% și ele. La Varșovia, piața coboară cu 1%, o evoluție similară, având și bursa din Moscova. Bursa de la București are o evoluție contrară marilor piețe europene. Indicele principal al pieței urcă cu 1% la jumătatea ședinței de tranzacționare pe fondul unui rulaj de peste 15 milioane de lei. Vorbim acum cu Dragoș Mesaroș, director de tranzacționare în cadrul unei companii de brokeraj. Bună ziua, domnule Mesaroș, și mulțumesc mult pentru prezență. Bună ziua, vă mulțumesc de invitație. Și aș vrea să vă întreb, ce a mișcat piețele europene astăzi, mai concret? Cred că și piețele externe au avut o creștere destul de mare în ultimele zile, așa că mi se părea normal să fie urmată de o mică corecție. Știri negative nu prea pot să spun că au fost în piață. În schimb, urmează pe data de 13 inflația din Statele Unite și din Germania, pe 13 decembrie, urmată pe data de 14 ședință Fed, urmată de 15 decembrie ședință de politică monetară la BCE și în Anglia. Așa că toate aceste probleme, toată lumea stă și se gândească dacă într-adevăr vor crește doar cu 0,4-0,5 puncte procentuale dobânda în Statele Unite și o așteptare de 0,5% puncte procentuale și în Europa. Dar cred că datele despre inflație sunt cele mai importante, care vor veni pe data de 13 și acum ne putem da seama cam cât va fi creșterea pentru fiecare dintre economiile lumii. La București vedem un avans de 1%. Pe ce se bazează acest optimism al investitorilor? Da, se pare că piața de la noi este puțin decorelată. În schimb, dacă stăm să ne uităm și la rezultatele care le-am avut pe companiile din România la 9 luni de zile, profiturile au fost în creștere cu peste 120% față de anul trecut la aceeași perioadă. Așa că unul din motivele principale sunt și rezultatele financiare și suntem puțin decorelați. Avem o revenire destul de importantă pe indicele BET al pieței de capital din România. Pe data de 13 octombrie era undeva la 10.480 când s-a atins un minim. De la cel minim avem o creștere de 16%. Doar luna aceasta avem o creștere de 4,63% pe indicele BET și încă 8,6% pe luna noiembrie. Se pare că la noi investitorii sunt puțin mai pozitivi și au rămas în piață la cumpărare. Da, acest indice BET despre care vorbeați a ajuns la maximul ultimelor 3 luni. La ce putem să ne așteptăm în perioada următoare? La ce se uită investitorii? Cred că și investitorii din România vor fi foarte atenți la ședința de politică monetară, mă rog, și la dobânda care urmează să crească în Statele Unite, în Europa și în Anglia. Se vor uita la datele despre inflație care vor fi pe data de 13. Sunt lucruri destul de importante să vedem dacă într-adevăr este un trend de scădere pe inflație. Am văzut o scădere a inflației în Statele Unite de 3 luni consecutive. În Europa deocamdată nu. Am văzut și în România o scădere a inflației de 0,8% de la lună la lună. Toată lumea se așteaptă să vadă dacă inflația în continuare va fi pe un trend de descreștere. Vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Ne mergem mai departe.